În video de seară am adus vorba de următorul rol care va apărea Runway. Dar am decis să aprofundez subiectul deoarece și subliniez. Deoarece în momentul când acesta va apărea, va schimba meta-ul, va schimba jocul complet. Dar bineînțeles mă bucur să mi ieșiți bine ce aveți de făcut. Like, comment, share, subscribe și bineînțeles să apăsați clopoțelul dacă vedeți să mai vedeți content de genul eu vă urez vizionare plăcută la video! A venit timpul să vorbim despre cea mai periculoasă bătânică de pe pământ. Runway. Următorul loc ce va face apariția pe începutul sau chiar mijlocul uh, septembrie. Aș vrea să aprofundăm loadout-ul ei deoarece bă, am realizat cât de OP e frate. Deci, haideți, haideți hai să ne uităm așa eu pe joi peste ce are deci vedeți și voi care mă, ca primary are, de fapt ca primary pentru că le poate avea pe am două, ca primary are Hydra și sniper Phantom, după are un pistol secundary, mă rog, pe care oricum nu cred că nimeni va folosi. Ale katana care dă un hit kill în orice bineînțeles. Are trip mine, are semtex și are niște porcuri exagerate de pe. Dar aș vrea să-mi cum privire mult mai atentă asupra abilității ei. Dar ea zice că efectiv aruncă o servietă pe jos și oferă muniție infinită și re re dă refill la gadget-uri. Acum eu nu sunt super curios dacă dă refill și la specialități. Deci dacă ia dă refill și ea specialități, runway este exagerat de OP. Și vă zic de ce. Imaginați-vă cum ar fi Dima să își, tocmai să fitească cu specialitatea lui, dacă o grenăzie și să-și ia Imaginați-vă cum ar fi Switchblade să fi dat o bazucă, bam, și apoi să fi dat o altă bazucă. Imaginați-vă cum ar fi scotch să-și ia renunție înapoi, da, să arunce și apoi să poată să pușeze cu buff ei uh, de la specialitate. Deci sunt o grămadă... Și o grămadă de, um, de, de combinații Bine, again, sunt super curios dacă e vorba și de specialități uh, Pentru că nu se știe, adică zice gadgets Dar nu, nu, nu se știe sigur dacă se referă și la specialitate sau, uh, sau nu Și venim vorba de gadget -uri. Am, Eu nu am luat fiecare rog în parte în combinație cu Runway Să văd ce este Și mi-am dat seama de un lucru Cred că Runway este like, ce mai bun suport, gen, îi se potrivește special lui VY și lui Trench. Fiți atenți. Trench, știți bine că are și trip mai În combinație cu Runway, 4 trip mai da, mă rog, 2 trip mai cu 2 fac 4, cu refirul încă 4, 8 trip mai Deci imaginați-vă cum ar fi să ai 8 Manui, trip mai noi, trip mai noi. Imaginați-vă cât, câți nervi își vor face oamenii dacă cei doi player vor ști să pună trip mai noi cum trebuie. În special în, în, 6 vs 6. Deci în special în 6 vs 6 acele trip mai noi vor fi extra relevante și văd treaba asta ca ar fi super noi și în... Um, și în ranked. Bineînțeles, asta dacă nu există un glitch, pentru că glitch, e, o, să cam, o să cam scape de acea tui mai noi, nu? O să cam scape de acea tui mai noi. Mai departe, în combinație cu VY, gândiți-vă cât de mult control asupra terenului o să-ți ofere runway în combinație cu VY. Bineînțeles, VY, iubita aia golf pe care, și tic pe care și că nu sunt niciodată, în combinație cu bătânica nebună, nu golf, dar pe care și că nu sunt niciodată. Imaginați-vă cât control vor oferi terenului, pentru că va nu bineînțeles că o să aibă 3 mai noi din nou, o să aibă Semtex-ul care frate, like Semtex-ul e cea mai bună grenadă. E exagerat de pe da. Vioaia o să vină cu Tirghezu și cu Incendiary nade și atunci ce o să mai poți face. Deci efectiv, efectiv ele două voi putea să țină terenul sub control și tu să difuzezi o bombă în ranked. De cele două repet, voi putea ține controlul asupra terenului și tu să difuzezi o bombă și în amicul să naibă ce să-ți facă. Repet, tri, două tri mai noi, un semtex, uh, cred că doi incendiari și trei, uh, trei dacă nu mă înșel. Corect? Corect. Bă, în rest cu celelalte caractere, sincer, nu e atât de, na, de o adică gen, ok, uh, na, mai este Saint, mai este Envy, mai este Fixer și Talon, dacă nu mă știu, doar ei au C4, Ei bine, da, o să-i dea refil la C4, de ce am zis că o să-i dea nedul de incendiare din nou, bă, și în rest, na, nu-i neapărat pe cu glitch mai merge, pentru că glitch are, are semtex, și are și flash Și deja atunci poți da cu flash și poți să pușezi, să i impuși Și dacă mai vine ceva după poți da un semtex Și ăla a fost Dar na, sincer în rest Nu prea am mai atât de wow Bine, cu lensă cred că mai merge Și dacă stau să ma de fapt De fapt, cred că ar fi ok și cu Kestrel Și cu Sigrid pentru ca au acel in shot. Deci tu, practic, na, Asta ai patru ADN în șat în total, tu practic vei putea să le spamezi. Ceea ce sună exagerat de bine, nu? Dar uh, cam atât cu, uh, cu, cu loadout-ul ei și cu uh, ce poate să oferi. Dar, again, v-am zis, adică ar trebui să iau fiecare rog în parte. Mai departe vreau să ne uităm la niște skin-uri de ei, Sau, bineînțeles, în, uh, în stânga de toate o să aveți... Uh, skinul ei basic, deci cum va arăta ea. În mijloc o să fie o variantă care va costa 16.000 uh, sau 15.000, nu mai știu, 16.000 sau 15.000 reputation. Nu, 15.000 reputation și 600 de Robux, ceea ce ar fi o tâmpenie să cumperi cu Robux. Și apoi, în dreapta de tot a ecranului, cred că vedem o variantă mult mai trânără a lui Runway și cred că toți ne gândim exact la același lucru. Tic! Dar nu asta este important. <laughs> Mă bate vrea. Mai departe, mai avem un... Mai avem încă un leak cu emotul ei. Deci... Mă rog, cam așa o să fie iconul de a... Iconul în fine de a emotul ei. Nu știu, vedeți că pune seveta pe un pedestal și are niște aime acolo în spate, pe un wreck. Ceea ce pare interesant, adică sincer zici că zici că este așa un... un dark evil Summoner, Nu știu de ce, dar mie exact ăla mi-l dă de asemenea, mai avem și spirit ei, care, sincer, chiar pare super mișto. Like, uh, păcat, bă, again, păcat că nu este avatar. Nu înțeleg de ce, dar în campanie efectiv, fac niște spirit atât de mișto care sincer ai meritat să fie avatar, dar păcat sincer pentru că, pe bune, adică uitați-vă cât de curat, mie unul chiar îmi place exagerat de mult și, bă, nu știu, mai avem, uh, mai avem câteva, mă rog, chestii, dar, bine, liquid acelea cu... Cu, cu cele doi moturi, nu sunt importante. Ei, eu vă nu vreau să nu uităm la banner, da? Deci unde vedeți că scrie Mastery, acelea, acelea sunt oferite de, de runway. Deci, vedeți că avem efectiv un border, da? Uh, care este, mă, rog, zici că e Tetris, <laughs> sincer, zici că e Tetris, avem după una un background, da, cu ea, care, bă, sincer, este ea cumva tânără acolo, o să mi se pare, uite că nu mi se pare și mai avem și acea avatar cu, cu o servietă, care, bă, e și el, da, bine. Um, bine, restul de, de emot și chestii nu, nu altă, Pentru că ați văzut mai devreme cum arată emote-ul. Mă de a emote ei. Dar, bă, 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 bă mei, sincer, runway o să fie... să ar putea să fie cel mai bun caracter din Rogue Company. Uh, când va apărea și chiar abia să facem live uh, cu ea, dar când va apărea să facem episode cu ea, video cu ea, mă să vedem care e treaba, pentru că sincer pare super cool și foarte fun, și e, mi e foarte mișto că e support DPS, și eu nu m-am gândit cum ar fi să o combini cu o Phantom. Deci efectiv să pe ea, dai să ai pe Runway și să și pe Phantom. Să ai două, sniperi sniper din aia super, super jmechere. Cât de mișto ar fi. Like, da, dacă efectiv iei una, un, un top tier Phantom player da, și mai unul cu, cu Runway, și efectiv am doi, dau la toată echipa. Headshot, 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 headshot cu sniper I amin mean, o să fie GG, guys O să fie GG Pentru că, sincer, nu știu ce altceva vei putea să mai faci Pentru că, imagineți vă orice, orice mic pic pe care dați să vă luați hecha, Și da, credeți-mă, sunt player de genul Am jucat și eu contra de genul contra Phantom care efectiv aveam niște efecte și o țintă cu sniper a exagerat de, de OP de bune și există. Dar, în fine, mă bucurții cam atunci cu acest video, bă, eu vă mulțumesc time mult pentru atenția cu data și sper din tot sufletul că v-a plăcut și că ați găsit video foarte interesant pentru că, sincer, one way, uh, chiar, băi, un concept super, super cool uh, și va fi foarte, foarte mișto, vă rog, boca vă iubește și până la viitoare, we are out, mă, On the way to being stars, yes sir. Take a look at the stars, can reach if you want to Don't be afraid to change Cause the people don't want to Be who you want to Dream if you want to Always be yourself And the people will never change yeah, what the people say you know